Sunt încântat, sincer, nu m-am așteptat că într-un oraș mai îndepărtat de capitală sunt copii care îndrăgesc așa tare fotbalul, chiar m-au impresionat. Bravo Federației pentru așa idei și trebuie de prelungit așa proiecte. Când vezi, când progresează un copil, primești o satisfacție enormă, eu cred. Este nemaipomenit, eu sunt nervos, am așa un șoc, spun că foarte mult retrăiesc, cum să fie mai bine, cum să dea o pasă, cum să lovească, sunt niște emoții cu totul altă, diferite când ești pe teren și antrenor îți spune. Este o idee foarte, foarte plăcută, noi 10 de ani în urmă n-am avut posibilitatea de a-i vedea și de a petrece împreună mult timp și de a da autografe și de a da mâna să vedem idolul nostru, ca să creștem sub idolul nostru. Что это должно войти в традицию, но не только в преддверии новогодних праздников, довольно-таки, чтобы это проходило три месяца, раз в три месяца, раз в полгода. Потому что это дети, им нужны эмоции, им нужны позитивные какие-то людей видеть, футболистов, играющих, которые видели футбол, играли в сборных. И даже можно практиковать такой метод, как детей возить именно в клубы, национальные дивизии, в сборную, допустим, познакомить их с игроками сборной команды. Мы думаем о будущих детей. Это очень хорошо, что вот такие мастер-тесты проводятся. Я, наверное, сразу же вспоминаю, каким я был в детстве. И для меня, у нас в то время не было такого. Но сейчас мы, наверное, даем им больше позитива, и им, наверное, больше становится интереснее заниматься именно футболом. După părerea mea, este o idee foarte bună, deoarece și pentru copii este un stimul să vadă că pot să ajungă și ei la un nivel înalt, să joace și ei. Este un masterclass foarte plăcut pentru noi, deoarece copiii sunt foarte bucuroși și se vede că joacă cu emoții, le place foarte tare și atmosfera și tot. Mi-aduc aminte de tinerețe, de când eram și eu la vârsta lor. Deci numai emoții pozitive.
După părerea ta, este greu să lucrezi cu copii? Da, cum văd că da. Это очень тяжелый труд, работа с детьми. Ну, работа с детьми, она специфическая. Dacă ai multă răbdare și voință, de la început e greu, dar te obișnuiești. M-am convins încă o dată în practică că să fii antrenor bun de copii este un lucru foarte, foarte greu. Это сложно, но это очень интересно.